Salutare tuturor! Pentru acest video vreau să fac ceva foarte ușor de urmat, unde, după părerea mea, se îmbină practicul cu confortul. Este vorba de 4 rețete de smoothie-uri. Nu sunt varianta clasică, unde nu se ține cont de cât zahăr se adaugă, dacă se adaugă și așa mai departe. Este vorba de 4 variante sănătoase, care cred că așa ar trebui să și fie când vine vorba de smoothie-uri, ar trebui să fie o alegere sănătoasă. Știu că deja o mare parte din voi evitați micul dejun dintr-un motiv sau altul. Ei bine, cu aceste variante pot să încep foarte bine ziua, pot înlocui sau pot forma micul dejun cu ușurință, așa că dacă vrei să vezi mai multe detalii, o să le găsești în videoclip. Voi începe cu primul smoothie, care cred că este și favoritul meu. Fructul principal este caisa. Am un vecin peste drum care avea un caisa atunci când noi eram copii. Tocmai de aceea mi-aduce aminte cu bucurie de vară, vacanță și copilărie. Am folosit și spanac pentru acest shake. Zeama provenită de la 2 portocale dulci. De asemenea, ghimbir. Am adăugat lichidul prima oară în blender, fiindcă se va amesteca în felul acesta mai ușor. O pungă de 100 de grame de spanac. Am ras foarte puțin ghimbir, care ajută la aromă și, bineînțeles, la digestie. Amestec timp de un minut, iar totul trebuie să fie foarte bine mixat. Culoarea va fi un verde foarte plăcut, care, după părerea mea, exprimă foarte bine sezonul verii. S-a dovedit faptul că spanacul își pierde foarte mult din proprietăți atunci când este gătit, așa că aceasta este o practică bună de a-l consuma crud. Voi începe foarte simplu, cu o jumătate de pahar cu apă. Un pahar mic de iaurt grecesc, cred că a avut undeva la 100 de mililitri probabil. Zmeura am adăugat undeva la un pahar nevârfuit. Am rupt o mână bună de pătrunjel proaspăt, care este plin cu vitamina C și antioxidanță. În acest punct, gustul va fi unul destul de acrișor, așa că am ajutat cu 2 lingurițe de miere. Gustul dulce poate fi adaptat, bineînțeles, după preferința ta. Pentru mine, mai acrișor este mai bine. Nimic nu poate fi rău atunci când adaugi ananas într-un smoothie. Pentru asta, cantitate egală de banană împreună cu ananas. Jumătate de avocado, la care am îndepărtat sâmburele și coaja. Lichidul pe care vreau să-l adaug va fi un lapte de cocos într-o variantă mai light. Am adăugat 250 ml de lapte de cocos, am adăugat puțin mai mult, fiindcă avocado împreună cu banana vor contribui foarte mult la îngroșarea texturii. Eu zic că aceste arome se îmbină foarte bine împreună, iar prin avocado vei avea parte și de grăsimi sănătoase. Culoarea va fi un verde deschis cu o textură ceva mai groasă, asta în cazul în care este pe placul tău. Fructele de pădure sunt recomandate diabeticilor, asta nu înseamnă decât că au o concentrație foarte scăzută de zahăr. Am aici un buchet de frunze de țelină, în principiu am vrut să folosesc altceva, dar am trecut pe lângă ele prin piață și mă gândeam că aș putea face ceva cu ele. Așadar, am folosit din nou lapte de cocos undeva la 150 ml. Am adăugat o cană cu fructe de pădure, jumătatea fine sălbatice, jumătatea fost mure, o mână bună de frunze de țelină, foarte puțin ghimbir, fiindcă este foarte concentrat. Din nou, gustul este unul puțin acrișor, așa că am ajutat cu o linguriță, 2 lingurițe maxim de miere. Eu pot să-l beau nedulcit, dar poate nu toată lumea e țăcănită ca mine, așa că trebuie să fie pe gustul majorității. Dacă te întrebi dacă ai dubii de frunzele de țelină în acest smoothie, trebuie să ai încredere, fiindcă merg foarte bine. Nu avea rost să mă repet de fiecare dată, însă toate smoothie-urile pe care le-am făcut, pe care le-am prezentat, sunt toate împachetate cu vitamine, minerale și antioxidanță. De preferat este să le faci pe loc și să le consumi îndată, în felul acesta vei evita oxidarea lor. Cam atât pentru acest video, sper că aceste smoothie-uri să-ți fie de folos cândva. Numele meu este Alex Basarabă, nu uita să lași un comentariu mai jos, nu uita să te abonezi. Până data viitoare, toate cele bune!